Un lucru care pe mine undeva mă miră sau mă frapează. Nu înțeleg de ce în București, care din 2014 are la dispoziție 132 de milioane de euro, în 2019, pe vremea când au mai fost niște negocieri cu Comisia Europeană, li s-au mai acordat încă aproape 200 și ceva de milioane de euro, de ce de atunci până astăzi nu a făcut nimic municipiul București? De ce? De ce nu a făcut niște stații de sortare sau niște gropi de gunoi sau ce-o fi? Să nu uităm că 2014 deja Iridexul își depășește regimul de înălțime. Deja glina, care e închisă deja de 4 ani, da? În 2014 trăgea să-și mai lungească agonia cât de cât pentru că nu mai putea E funcționa. clar, ce 2014 ca 2014, dar avem actuala administrație, pe ea cade amenda. Bineînțeles, nu numai Și amenda. Eu pentru vin ea și vă se spun că noi precizează. 2,5 miliarde de euro nu-i avem. Noi ca țară. Bă, nu plătești numai pentru București Nu, 2,5 milioane. plătești pentru toată țara. Care vor fi duși probabil unde tot la nivel de cetățean. Și dacă facem un calcul simplu și împărțim 2,5 miliarde la, să zicem, nu 18, că 18 e toată populația, da? Ne ducem la aia care sunt în sistem, la vreo 6 milioane, la 5 milioane și ceva, care contribuie, fie că sunt funcționari publici, fie, dar contribuie ca amenda, va fi distribuită unde? La nivel de fiecare primărie, să ne înțelegem. Că e comuna Șumușcheșul de jos sau că este primăria București, amenda va fi distribuită la nivel de primărie, pentru că lor e la obligativitate acest infringement. Deci cele 4.000 de UAT-uri. 3.300, Și corect. ceva, da. Da? E, cine o să plătească? Tot din taxe și impozite locale se vor colecta banii ăștia.